În ultimele 14 zile, componenții echipei locale de handbal au alternat ședințele din sala de forță cu alergări pe stadion și meciuri de fotbal pe terenul de la balon. Antrenorul Leonard Bibirig recunoaște că ploile i-au dat programul de pregătire peste cap. Sincer, un pic da. Sperăm ca de săptămâna care vine, când mergem la Humor, să nu mai avem parte de vreme așa ploioasă. Studenții vor începe cantonamentul de la Gura Humorului pe 12 iulie, urmând ca timp de 2 săptămâni să pună accent pe acumulările fizice. Urmează o perioadă de 2 săptămâni, un cantonament la Gura Humorului, în care primordial pentru noi este acumulări fizice, pentru a putea face față în turul campionatului. După revenirea de la munte, handbaliștii suceveni vor lua startul în meciurile de verificare. Primele amicale pentru Universitatea vor avea loc în perioada 5-7 august la memorialul Mihai Mironiuc.